urmează cea de-a doua echipă, care este formată din elevii Vlad Cosmina, Oțelea Robert, Andrei, Stoica Georgian, Butucescu Valentina, Gherghe Mihăiță și Dobrin Adrian. Ei reprezintă Liceul Tehnic și au avut ca profesor coordonator pe doamnele Oprea Aurora, Claudia Trițcu, Roxana Lungu, Adriana Matei. Liderul echipei și cea care va prezenta proiectul numit ProvoClick este Vlad Cosmina. Succes imediat! Numele meu este Vlad Cosmina, iar astăzi, împreună cu echipa mea, Oțelea Robert, Stanciu Mihai, Gherghe Mihai și Stoica Georgian, dar și Bucucescu Valentina, care vă împarte acum pliantele, reprezentăm echipa Liceului Tehnic Buzău. Afacerea la care noi ne-am gândit este ProvoClick. Să vă spun despre ce este vorba. Un singur click spre călătorie este sloganul nostru, după care ne ghidăm, în misiunea firmei de a oferi clienților posibilitatea de a cunoaște, printr-o publicitate creativă, ținuturile Buzăului. Viziunea firmei, pe termen lung, se bazează pe dezvoltarea și extinderea activităților de promovare a ținutului Buzăului, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. ProvoClick este o companie de publicitate independentă și creativă care realizează produse ce vizează ținutul Buzăului și care încurajează turismul și obiectivele turistice locale. Printre acestea se pot număra vulcanii noroioși, focurile vii, domurile de sare, chilimbarul de la colți, dar și așezările rupestre. Aceasta a fost motivația noastră în alegerea obiectului de activitate al firmei, dar și faptul că Liceul Tehnic, locul unde noi învățăm, este școala afiliată UNESCO. De altfel, și Ținutul Buzăului a obținut în acest an titlul de Geoparc Internațional UNESCO. Sarcinile în firma noastră sunt împărțite atât la nivel de individ, cât și la nivel de echipă. Fiecare angajat al firmei deține competențe de limba engleză, de web design, de grafică publicitară, de lucruri pe calculator, dar și de comunicare în afaceri, obținute în cadrul modulelor de specialitate pe care noi le efectuăm. Activitatea firmei constă în mare parte în crearea de pliante, flyere, bannere, spoturi publicitare, în mediul fizic, dar și în mediul online, crearea de logo-uri, concepția sloganurilor, cărți de vizită personalizate, dar și multe alte lucruri. În urma unui studiu de piață pe care noi l-am efectuat, am aflat că ne adresăm, de fapt, tuturor, dar mai ales autorităților locale, primăria municipiului Buzău sau Consiliului Județean Buzău, dar și firmelor mici și mari care se ocupă cu turismul, Cristian Tur, Laura Tur sau Philadelphia Turism Buzău. Fundamentarea strategiilor în advertising pornește de la premisa că un produs publicitar este cu atât mai atractiv cu cât combinația de aranjamente și activități prezintă o valoare publicitară de-a lungul ciclului de activități media. Vom aborda totuși strategii de genul, strategia de penetrare a pieței prin prețuri mici, strategia de diversificare, strategia prețului mic și a valorii adăugate mici, și de altfel și strategia de comercializare. De asemenea, ne-am conturat și niște obiective foarte clar definite. Creșterea veniturilor și a vânzărilor, maximizarea profitului, depășirea concurenței, dar și atragerea și fidelizarea clienților. Dar obiectivul nostru principal de activitate este oferirea de servicii de cea mai bună calitate. Pornind de la strategia de preț, vom avea diferite modalități prin care se poate plăti, pe care le vom stabili în prealabil la încheierea contractului, și anume, pe bază de comision, folosind fie modelul american, fie cel francez, pe bază de onorariu, în funcție de volumul total de timp alocat prestațiilor, pe care agenția noastră le va realiza, sau mix, onorariu plus comision. Preconizăm că, după aprobare, vom începe demersurile și vom face toți pașii necesari pentru deschiderea companiei. Capitalul social al firmei noastre este de 40.000 de lei, iar toate cheltuielile estimate pentru demararea afacerii le puteți găsi atât în prezentare cât și în planul de afaceri.
Veniturile sunt suficiente pentru a obține beneficiu și să fie returnat capitalul investit inițial, înainte de sfârșitul duratei de viață a investiției. Rezultatele obținute în primul an pot fi împărțite în două categorii, economice și psihologice. Din punct de vedere economic, vorbim despre profitul net și creșterea nivelului investițiilor. Din punct de vedere psihologic, putem vorbi despre portofoliul de clienți fideli, satisfacția clienților și cunoașterea produselor noastre. În secundele care ne-au mai rămas, vă voi spune niște puncte tari și niște puncte slabe ale afacerii noastre. Ca un punct tare, eu spun că suntem tineri creativi, dornici de muncă, care sunt mai rezistenți la stres decât oamenii deja, care deja activează în domeniu. Avem și totuși puncte slabe, costuri mari la început și faptul că nu avem relații ne va afecta. Vă mulțumim frumos pentru atenție și voiam să vă mai spun de tricouri. Avem tricouri personalizate chiar de noi. Mulțumim! Eu încep. Pe mine m-a convins, eu foarte ușor sunt de convins. Așa. N-am întrebări sau v-am citit planul, așa cum spuneam, de acasă, n-am făcut temele, dar am două... Vă dau două soluții inovative pe care să le folosiți. Am un prieten care a dezvoltat o aplicație de publicitate online în care vinde calupuri de câteva minute sau secunde în momente importante pe panourile din locații importante din oraș sau din lume. Adică dacă vrei să vinzi, nu știu, 50 de secunde pe un panou în New York Times, în Times Square, poți să faci asta prin aplicația lui. Să vă gândiți să folosiți acest gen de aplicații, pentru că dacă puneți coverage ăștia bun undeva, s-ar putea să convingeți oamenii să vină la Buzău să vă viziteze. Și al doilea sfat pe care... Adică să vă faceți un pic în zona de online, adică am citit care sunt soluțiile voastre de PR, de marketing, dar pentru a avea o soluție mai inovativă să vă faceți în zona asta și așa o să reușiți să faceți și... Aveți aici o propunere care spune că o să fiți the partner of choice pentru că o să aveți prețuri foarte mici. Prin acest tip de soluții puteți să aveți prețuri mici, pentru că veți vinde calupuri mici și veți avea impact maxim. Asta ar fi o propunere de care vreau să vă spun. Și în al doilea rând să vă duceți către investitorii străini din județ, care pot să fie ambasadori foarte buni ai regiunii în lume și pot să-și aducă echipele de management aici pentru a face team building-uri sau alte astfel de evenimente și voi puteți să fiți cei care le organizați aceste tipuri de deplasări și prin acest mod vă marketați și voi și ajutați și pe ei să cunoască mai bine România și astfel realizați această punte între sectorul, între România și investitorii străini. Eu vă felicit pentru idee și pentru prezentare și îmi plac tricourile, poate aveți și mări mai mari. Mulțumim! Vă felicit și eu pentru prezentare. Am câteva întrebări mici. Una este chiar o curiozitate. Gândindu-mă la materialul vostru, îmi puneam întrebarea dacă eu aș fi fost capabil să fac o predicție la cifra de afaceri atât de precisă cât ați făcut-o voi. Adică, în momentul în care pleci cu un startup și voi sunteți un startup, îți imaginezi așa, roughly, cam care ar fi cheltuielile, cam care ar fi veniturile și încerci în primul an eventual să nu pierzi bani. Voi ne-ați spus că cifra de afaceri în primul an este 259.560, precis 560. Presupun eu că sunt RON, că n-ați scris aici. Și atunci, pentru că e atât de precis, aș vrea să înțeleg cum ați ajuns voi la o cifră atât de precisă de afaceri. Este o estimare în funcție de numărul de turiști care o să vină în localitate. Noi am estimat un număr de 10% din totalul de turiști anual. Nu este o cifră fixă, un venit fix. E o estimare. Deci plecați de la estimare. Și apropo de ce spunea și doamna Chiriac la primul grup, uitându-ne pe business planul vostru, sigur că un investitor din start ar spune că e o firmă de cumpărat sau de investit, pentru că voi aveți o cifră de afaceri de 250.000, 260.000 și cheltuieli de 103.
Așa, la un calcul simplu, din primul an ați câștiga destul de mulți bani. Asta, de regulă, este foarte valabil în Excel. Excel-ul ține orice, realitatea e un pic diferită. Cred că ar trebui să, de fiecare dată, să explicați foarte bine care este construcția de cifră de afaceri. Asumând scenarii, un scenariu optimist, presupun că aici sunteți într-un scenariu optimist, un scenariu, hai să-l numim optim, adică probabil, și chiar un scenariu pesimist. Pentru că în scenariu pesimist ar trebui să vă propuneți să fiți la zero. Și analiza asta de senzitivitate este foarte bună, pentru că voi sunteți încărcați cu energie, ideea este bună, vi se pare că în mod sigur vă va plăti toată lumea pe ideea voastră, realitatea uneori e diferită și atunci recomand să lucrați mereu în trei scenarii și să plecați mereu de la întrebarea, dar ce ar fi dacă ar fi cel mai negativ sau cel mai prost scenariu? Oare în scenariul ăla mai câștigăm bani? Oare în scenariul ăla suntem la zero? În scenariul respectiv venim cu bani de acasă? Și atunci să vă pregătiți părinții și prietenii să vă financeze și a doua rundă anul viitor dacă pierdeți bani în primul an. Dar sunteți foarte optimiști și asta e o calitate, apropo, dar trebuie o calitate să fie susținută cu cifre. Mulțumim! Bun. M-am uitat pe planul vostru de afaceri. Mi-a plăcut faptul că ați detaliat atât veniturile cât și cheltuielile. Nu trebuie să vă sperie întrebările noastre, pentru că, să știți, planul de afaceri este, așa cum ați spus și voi, o estimare. De cele mai multe ori nu reprezintă realitatea 100%. Și asta ni se întâmplă și nouă. Dar, într-adevăr, în momentul în care datele problemei, așa cum le-ați gândit voi, se schimbă, trebuie să aveți alte scenarii, astfel încât să vă mențineți în țintele voastre, în obiectivele voastre. Și am să vă întreb un lucru. Uite, când ați intrat pe scenă, ne-ați dat niște flyere. Și vreau să vă întreb pe voi cei din sală acum, dacă primiți un flyer pe stradă și nu cunoașteți persoana respectivă care vă dă flyerul, dacă îl citiți sau nu. Cine citește flyerul, să ridice mâna sus. Mă. Jumătate. Eu vreau să vă spun în felul următor. Că dacă primesc un flyer sau inclusiv o carte de vizită, de cele mai multe ori o trântesc în geantă și dacă nu-mi stârnește curiozitatea, uit de ea și probabil că o mai găsesc peste 6 ani. Mai mult decât atât, pentru că voi sunteți o agenție de publicitate și pentru că eu am învățat foarte mult în ultimii ani de zile că, de exemplu, conturile de social media sunt targetate după vârstă, după apartenență și alte criterii. Vreau să vă spun că cea mai tare publicitate pe care orice antreprenor și-o poate face la ora actuală este pe... Mediul online. Unde? Pe ce cont? Instagram, Facebook... Hai, să zică sala că voi n-ați nimerit-o. Ai văzut? Din planul vostru de afaceri, exact lucrul acesta lipsește. Deci, dacă ar fi, dacă, ipotetic, juriul v-ar vota și ați ajunge în finală, vă dau un sfat, lucrați la acest plan de afaceri, îmbunătățiți-l, astfel încât să fiți printre câștigători. Ideea e foarte bună, turismul nu o să moară absolut niciodată, dar niciodată. Din contră, vă puteți mări plaja de clienți atât național cât și internațional și puteți să ajungeți de referință la nivel de județ. Marketingul este un instrument extrem de puternic dacă îl folosiți așa cum trebuie. Deci mai aveți un pic de lucrat pe parte de inovație și de creativitate. N-ați prins tot ceea ce se putea exploata pe această idee. Aveți know-how, sunteți meticuloși, ați luat în calcul salarii, taxe și așa mai departe. Dar uite, de exemplu, pe mine ce m-a intrigat în sens pozitiv au fost pietricelele acestea, chihlimbarul. Habar n-aveam că există așa ceva în județul Buzău. Poate ar fi trebuit să detaliați puțin mai mult. Pentru că asta m-a intrigat și aș citi despre așa ceva. Aș veni să vizitez. Pentru că de vulcanii noroioși am auzit, pentru că de covrigii de Buzău la fel am auzit. În consecință, luați lucrurile despre care s-a vorbit mai puțin
creați povestea, pentru că în spatele oricărui produs există o poveste și poate că asta aș fi vrut să văd în acest plan de afaceri, povestea aia. Dom'le, voi știți cum se face covricul de Buzău? Și uite așa, așa, și aș prezenta. Gata, nu zic de covricii de Buzău, m-am oprit. Zic de pietrele de Chihlimbad. Vă garantez că dacă voi ați fi spus că există și un magazin unde se vând pietre de Chihlimbad, păi toate femeile din România ar veni să viziteze Buzău ca să cumpere o pietricică. Mulțumesc! Mulțumim! Am o întrebare. De ce Provoclic? Numele. Provoclic, în mod normal ar trebui să însemne Provo, care este din limba greacă. Și clipul, deoarece vrem să intrăm online. Online. Da. Bine, mulțumesc. Mulțumim. Aplauze.